Salutare! În acest clip testez dulciuri noi, probabil am bare aici diferite, de ovăz, ciocolată și niște bare cu fibră. Sănătate și mult noroc cu cafea ca de obicei. Da, și vreau să testez niște produse noi care le-am descoperit. Ieri am descoperit barele astea. Săptămâna asta am descoperit încă două bare. Ieri, bara asta a apărut nou, exclusiv doar la Sainsbury's, da? Nu, la Asda, la Asda. Știm pe mult că la Asda, la Tesco, la Sainsbury's, la Morrison, mă plimb într-una pe la ciocolate, pe la biscuit, pe la rândurile astea de gustări și am memorie bună și țin minte ce am gustat. Și vara am scăpat pentru că să nu se topească ciocolatele astea și ele au dispărut, ele au apărut în ediție limitată. Era Honeycomb Crunch, Vote Me, da, care vreau 5-6 clipuri în urmă, tot într-un review de genul acesta am arătat-o. Și că încă două gusturi le-am găsit, pentru că eu știam că ele erau 3, pentru că am văzut prin oraș publicitate mare. Și că acestea două nu le-am găsit, dar Honeycomb Crunch l-am gustat. Nu prea îmi place Honeycomb Crunch, pentru că treaba și aia de sirop, care într-un fel simulează miere de albini, nu-i gustoasă. Și mie nu prea îmi place. Dar e ciocolată standard de al Dairy Milk. Dar să începem de la mai slab dulce la mai puternic, pentru că dacă gust ciocolată, n-o să simt gust de aici. Am așa o bară de ovăz flapjack, fără zahăr, de abricos. Eu, pur și simplu, pe tematica de zero zahăr l-am filmat, dar el și totodată în urmă s-au filmat și în produse noi, pentru că nu toți ați uitat la toate clipurile. Avem bară de ovăz cu, zic-o cum îi spunem, cu semințe de bostan, stafide și abricos. Miros într-adevăr abricos. E fără zahăr, nu-i dulce, dar e bunicică pentru că simți dulcele natural doar de la, aici cum îi spune, fructe. Și natural ingredient. Așa că avem dezmeură, un flapjack, la fel. Simt anume gustul, știi, de fruct, iar tu mănânci și sunt dulce, dar sunt dulce de fruct, nu așa de zahăr sau de ce mai este acolo. Și avem bucăți de zmeură, e foarte naturală asta. La fel, stafide. E bună. Ecșoară. Merge pe 7 ambele. De la Kellogg's, la fel, fără zahăr, două bare pentru copii, e că așa au apărut. Să încep cu asta. Oaty bar de portocală și morcov. Da. Și avem și făină de orez, pentru că avem, de-asta, cum îi spune, cereale de orez care e făcut să fie crocantă. Așa arată. Căcantă, dar nu tare. Așa, doar un pic. În măsură. Așa că șor. Și una roșie. Pe 7,5 și la fel simte dulcele din fructe, anume din zahăr. E plăcut. Simți un dulce mult mai diferit. Asta e de căpșună, zmeură și sfeclă roșie. Îți dai seama, sfeclă roșie. Și la fel cu cereale. Că așa arată. Iacră. Și un pic dulce. Dar e bună. Un 7 merge. Ca bară de ovăz tot, știi? De la brandul Fiber One. Eu am gustat toate seriile, toate asortimentul de toate gusturile de la ei. Iau bare cake-uri, au pătrățele de acestea cu diferite gusturi.
ce mai au? Mai au, și aia, ca din barele acestea drizzle, distă, pătrate, au apărut un gust nou, cookies and cream drizzle square. Ei au preferatul meu de caramel sărat și birthday cake din seria asta, că de lămâie nu-mi place și brownie nu-mi place, dar aici avem cookies and cream, cookie pieces 5%, confecționare pieces 5%, milk powder and white drizzle. Și au ulei de rapt, pudră, hai de zghem, nu vreau să vă iau mult din timp, ajunge cu studiat ingredientelor, deja le știu pe de rost, trebuie să fie cookies, ceva în cream și asta e tot. Am înțeles ideea. Da? Și la fel, e ca un fel de brownie. Oh, dar miroase foarte gustos. Adică așa arată. Nu e rea. E mai bună ca clasica neagră de ciocolată. Da. Și adică la minus birthday cake mai tare îmi place. 7.5. Acum de la Cadbury. Una din cele mai bune ciocolate. Dairy Milk. Cu Vote Me. Cum am spus aceea, e pe vreo 7, care e Honeycomb Crunch. Și aici avem Blueberry. Afini, da. E ciocolată de lapte Cadbury cu bucăți de afini. Și cerculețe, adică mingi de cereale acoperite în ciocolată albă, 6.6%. Ah. Cereale trebuie să fie de orez acoperite în ciocolată de, albă. Lapte, zahăr, unt de cacao, masă de cacao, uleiuri vegetale de cocos, palmier, shea, afine 2.5%, pire de măr, fibre de ananas. În scurt, cereale în ciocolată albă. Oho, cât praf are pelicula asta pe dânsa. Se vede că o scos-o de unii uitată. Da, afine și cereale. Băi, nu sună rău. Afinile nu mă rup, pare, dar sună interesant. Afine și plus încă și cereale. Miroase frumos și gustos. E ca și cerealele aici să văd. Nectăl, și afinile și cerealele. Să văd ambele aici. Hai cu ciocolata, Cadbury, e gustoasă, eu știu. Că orice ciocolată noi mânca și gust n-ar fi. E gustoasă de asta. E bună. 8.5. Da. E bunicică. Mai bună oșcați ca aceea. De cocos trebuie să fie și mai gustoasă. Coconuti. Așa ai scris. Ciocolată de lapte. Cu fărmituri de biscuiți de cocos 13%. Și la fel ca în partea ceilalte, avem mingi de cereale. Mingi de cereale de astea, ciocolată albă. Da, ce avem? De biscuite, cramță, adică fărmituri de biscuite de cocos. Mie biscuitele de cocos îmi place. Dar eu credeam că iau chiar cocos. Da, miroase a cocos puternic. Haideți să vedem.
Cereale sunt crocante. Nota 9. Îmi place combinația de cocos și ciocolată. Nu vedem la ingredienti unii cocosul. Cocosul 1.5%. Nu, e bună. Nota 9. Îmi place mult. Asta a fost tot pe lucruri. Noi ne vedem în următorul clip. Pa!